dragilor, astăzi am pentru voi un clip diferit pe care voiam să-l fac de foarte mult timp și anume un tip de machiaj pe care eu îl realizez destul de des, dar înainte de toate vreau să vă arăt cum mi-am făcut și unghiuțele, pentru că m-am pregătit de festivalul Antic Tomis, așa că mi-am făcut și manicura rapid. Am folosit o bază de unghii de la Pupa Milano, care este foarte, foarte bună, întărește unghiile și le ajută să nu se mai exfolieze. Iar mai apoi am folosit tot de la Pupa Oj Roz și de la Melchior un lac sidefat cu sclipici așa ca să fie totul mai drăguț. Sigur și la machiaj. Eu am realizat un machiaj pentru festival, am fost la festivalul Antic Tomis și m-am pregătit de cuzor de acasă înainte de plecare. Prima dată mi-am tonifiat un pic fața cu tonerul de la Pupa Milano, este foarte, foarte fain, miroase bine și răcorește fața. Iar mai apoi am trecut la noul meu fond de ten de la Rimmel. Are o acoperire medie, este oarecum puțin mai hidratant față de altele și fața rămâne un pic lucioasă după aceea, așa că trebuie să folosesc neapărat o pudră. După folosirea pudrei am trecut și la conturarea feței, am folosit o pudră de la Shein din DM, este foarte faină, și mai apoi am folosit o pudră de la Pupa Milano care este oarecum destul de pigmentată. Am folosit și un blush foarte fain și desigur să nu uităm de highlighter, pentru că avem întotdeauna nevoie vara de un pic de highlighter. Când au venit sprâncenele, după ce le-am conturat cu un kit de la Essence, le-am fixat cu ajutorul unui rimel de sprâncene tot de la Essence și am trecut la ochi, desigur, la ploape. Am folosit un creion de la NYX în culoarea Lavender pe post de bază de machiaj, l-am întins bine cu degetele și am trecut la aplicarea unui far de ploape într-o nuanță deschisă, dintr-o paletă mai veche de la Sephora și mai apoi am folosit un mov de la Pupa Milano care îmi place la nebunie. Iar pe arcada ochilor am folosit tot din paleta Sephora o culoare pentru a ilumina acea zonă. Ușor, ușor ne apropiem de final, am folosit și un liner, acesta este de la L'Oreal, se numește Ultra Precision Super Liner. Este destul de fain, destul de rezistent, însă la apă vă asigur că nu rezistă chiar așa de mult, dar este mult mai bun față de altele. Eu nu-l folosesc întotdeauna pentru că l-am descoperit pe cel waterproof de la Pupa Milano, însă îmi place și acesta destul de mult și mai am un liner cu steluțe pe care l-am aplicat în colțurile ochilor ca să pară totul mult, mult mai drăguț și să fie așa în ton cu vara și festivalul. Iar ca rimel am folosit de la L'Oreal False Lash Superstar X Fiber, acesta are două periuțe, este super, super tare, vi-l recomand chiar dacă este mai scump. Mi-mi place la nebunie și deja mă apucă plânsul când mă gândesc că o să mi se termine. Cu un ruj mat lichid de la NYX din seria Lingerie am terminat în machiajul, sper că vă place ce a ieșit. Nu este ceva profesionist, nu mă declar profesionistă, însă este ceva ce eu folosesc destul de des. Desigur, steluțele le aplic foarte rar, mai ales că acum a trecut vara, nu prea o să le mai folosesc. Dar mie mi-a plăcut ce a ieșit. Dacă v-a plăcut acest clip și mai doriți ceva asemănător, nu uitați să-mi dați comentarii și like-uri la acest clip și aștept părerile voastre, oricare ar fi, dacă aveți sfaturi sau alte idei sau dacă ați folosit poate produsele pe care le folosesc și eu.